Era greu? Era acum foarte greu. Ușor de vorbit. Da, dar a fost atunci... greu, dar n-aș schimba nimic, clar. În 84 am fost selecționat la Centrul Olimpic de Patinaj artistic. La vremea respectivă, conducerea Federației Române de Patinaj a vrut să facă ceva precum la gimnastică. Da? Și a făcut un centru olimpic care au selecționat din toată țara 18 sportivi cu 3 antrenori și au, pe lângă ICM-Energ, se numea firma care era sponsor la vremea respectivă și care a ajutat Federația. Un an mai târziu ne-am mutat la mecanică fină, dar noi ne-am mutat în București cu tot. Cu școală a fost o perioadă foarte grea, că a fost o pregătire ca zonă foarte dificilă, cu 6-7 ore de antrenament pe zi, de multe ori și cu ceva bătaie, cu apărătoarea. Asta erau timpurile. Și părinții ce au spus? Și părinții... Când ați plecat din... Când ai mei au spus că ai grijă, te duci acolo și să nu te întorci, că să muncești. Și dacă tot ai plecat de acasă, să-ți vezi visurile tale până la urmă. Adică ar fi păcat dacă... Exact, dacă tot sacrifici și pleci departe de noi, să nu te dea afară. Că acolo, la 6 luni, aveam niște probe de control. Da. Și cei care nu progresau sau care nu... erau conform așteptărilor antrenorilor, erau trimis, pentru că totul era plătit de către Federație. Vă dați seama, când povestiți acum, că mulți nu ne înțeleg, de se făcuse un centru de excelență. Exact. Cei mai buni patinatori din România. La gimnastică știam. Exact, erau simplu, dar la patinaj am avut treaba asta. Am avut, dar a fost foarte, foarte dură pregătirea, pentru că la mai puțin de 2-3 luni am rămas 12. Deci nu exista că mai lăsăm, că mai... Nu. Și mulți, mai ales din fete, au plecat pentru că n-au făcut față efortului. E adevărat că după aia au mai venit alții, dar nucleul așa în mare, că până în 90 a durat, după Revoluție s-a terminat, dar nucleul a fost acolo cam de 12 persoane. Chiar dacă nu au fost cele din... Vreau să vă întreb dacă Bucureștiul v-a furat, dar la 6-7 ore de antrenament pe zi nu cred că avea cum să vă fure, nu? Că ați venit într-un oraș mare și așa, nu cred că avea... Adică n-aveați timp. Nu, n-aveai timp, pentru că eram destul de centralizați acolo la mecanică fină, mergeam la patinoar, la stadion, mâncam la cantină, aveam și școală, e adevărat, și făceam teme seara cu antrenorii, adică am fost ca o familie până la urmă. Dar au fost vremuri grele, dar frumoase. Dar și rezultatele au clar, doar după un an de zile, diferența dintre cei care erau centralizați și restul patinatorilor din țară a fost foarte mare. Deci se simțea deja după un an. Păi, nu trebuie să fii foarte bine cunoscător al unei discipline sportive, dar eu la Galați și cum făceau și celelalte cluburi din țară, aveau... pentru patinaj artistic, alocate poate o oră jumate dimineața, de la 6 la 7. Eu știu că... Altfel veneau hocheiștii sau veneau... Da, noi ca patinaj n-am avut întâietate și aveam orele cele mai vitregite, astea de dimineață. Ei, odată ajuns la Centrul Olimpic, în care era Federația în față scoasă, și atunci aveam alt interval orar de pregătire și alte ore. Am avut 4 ore de pregătire doar pe gheață. Să sar de la o oră pe gheață, o oră jumate maxim, că mai dădeam o ciocolată la Rolbi să vină mai devreme, să ne facă gheața, ca să putem să intrăm la 5:30 sau 6:15. Deci, copil fiind... La 5:30 erați... Pe gheață, după aceea făceam la școală. Nu o tradiție până la dumneavoastră, până la perioada aceasta, exista o tradiție în patinajul artistic? Ca și rezultate, nu. Doar ca participare. Da, Huștiu Beatrice. Am vorbit cu dumneavoastră săptămâna trecută. A fost... la 11 ani cea mai tânără participantă la Olimpiadă. Da? Dar cam asta a fost bine, tot. 68 la... Exact. Și atunci, nu, cele mai bune rezultate în patinajul artistic românesc au apărut după înființarea acestui Centru Olimpic din 1984 și roadele au început să apară chiar din... de greu după 90 să mai fie ținut? Pentru că dacă totul s-a dezintegrat la un moment dat și, într-un fel, a fost greu să... Într-adevăr, a preluat Federația o parte din... N-a mai existat Centrul Olimpic, dar eu am... făcut parte în continuare, și nu numai eu, vreo 5-6 sportivi din acest lot național. Da. Și atunci, ok, n-am mai stat la mecanică fină, am stat la hotelul sport din complexul Lia Manoliu. actual Lia Manoliu. Atunci era CN, Complexul Sportiv Național. Așa, și mâncam la cantina acolo, ne antrenam în sala de gimnastică, în sala de forță, cu halterofilii, cu atleții, cu notătorii. Nu gândeați vreodată în acel moment că o să ajungeți la Jocurile Olimpice? Era un obiectiv normal, clar. Era un obiectiv clar. Asta, pentru asta vă antrenați. Și era un vis până la urmă să ajungi la Olimpiadă, care e cea mai titrată sau cea mai cunoscută, cea mai vizionată competiție. Deci o dați pe un campionat european sau pe unul mondial? Oricând, oricând, oricând. Ca și... Da. Amploare nu ai cum să nu vezi. Vedem ce se întâmplă în țările noastre. Mari între dumneavoastră și ceilalți sportivi, pornind de la, vorbim de strict de pregătire și de condiții și de atunci pe vremea dintre aia. Noi și restul? Da, sau... da, exact. Adică plecați cu un handicap, cum s-ar fi spus? Cum între se spune? Noi și cei de afară? Exact. La început am plecat cu un handicap, bineînțeles, dar acesta s-a micșorat de la sezon la sezon. Că noi am... Mă gândesc că ei nu se plângeau că n-au patinoare sau... De asta întreb. Bine, și dumneavoastră aveați pe vremea aia. Și noi aveam, adevărat că nu aveam tot timpul anului, cum nici acum nu avem. Să închid în aprilie, să deschid în septembrie. Sau pe vremea aia se deschidea cel mai devreme la Gheorgheni. Noi intram în cantonament undeva de în jur de 15-20 iulie. Stăteam o lună la Gheorgheni, o lună la Mercurățiuc și de prin 15 septembrie ne relocam în București, că începea și școala. Și atunci, ca să putem să facem un pic și școală. Dar acest handicap s-a redus considerabil, pentru că, vă dați seama, am început în septembrie 84, eu deja în martie 86 aduceam prima medalie la concursul Prietenia din Corea de Nord, care era o competiție foarte dură, pentru că era cu Uniunea Sovietică, Cehoslovacia, RDG-ul, Polonia și, nu mai zic, Bulgaria și Serbia erau, sau Iugoslavia erau țări mai mici, mai ca valoare la patinaj pe vremea. Și totuși eu în Corea de Nord, în 86, am adus prima medalie a Federației Române de Patinaj, locul 3, după 2 ruși. Adică în fața mea erau 2 din Uniunea Sovietică, că ei aveau dreptul să... Bine, toți veneau cu 2 sau 3 reprezentanți. Deci nu mai erau diferențe atât de mare. Nu mai erau. Iar în 90, eu am participat pentru prima oară la europene în 88, la Praga, după care în 89 a fost... la Paris, dacă nu mă înșel, europene, și nu ne-au mai trimis regimul comunist, atunci nu mi-a mai ieșit viza. Nu mai era pe parte de prietenie. Exact. La imperialiști. Și, după care în 90 au fost la Leningrad, actualul Sankt Petersburg, europenele, unde am venit locul 12. Și într-o companie foarte serioasă. Okay, și nu le-a venit să creadă multora că noi ne antrenăm în România, că nu aveam unde să ne antrenăm. Și că noi ne antrenăm pe gheață doar din... sfârșit de iulie și până undeva sfârșit de... Nu o țară care să aibă iarnă 5-6 luni. Da, nu contează, că totuși patinoarul e închis. Poți să te atrelegi la 50 de grade. Exact. Afară. Acum... Stai, nu închide. Voiam să te rog să te abonezi la canal și la notificări, ca să ai parte de noutățile din sport cu zâmbet în continuare. Ne vedem la știri.